Auto-utilitara de culoare galbenă pe care o observați încearcă și efectuează și finalizează manevra de depășire într-o zonă în care marcajul este longitudinal continuu, curbă semnalizată prin indicatoare deosebit de periculoasă. Conducătorul auto din comuna Poiana Mare, județul Dolj, a fost depistat încălcând regulile de circulație pe drumul național 6 la ieșire din Orșova. Polițiștii l-au urmărit și l-au somat să tragă pe dreapta. În scurt timp, șoferul a aflat că va fi amendat și va rămâne fără permisul de conducere. Deoarece era șofer în Spania și depindea foarte mult de permisul de conducere, ne-a rugat, între ghilimele, să ne înțelegem, fapt pentru care, în prima fază, ne-a oferit suma de 50 de euro, am refuzat, dumnealui a insistat, din nou ne-a oferit suma de această dată de 100 de euro, de fiecare dată l-am refuzat și am procedat la sesizarea lucrătorilor Direcției Generale Anticorupție. În urma denunțului făcut de cei doi agenți, ofițerii anticorupție au organizat flagrantul, iar șoferul este cercetat în stare de libertate pentru dare de mită. A fost personal primul caz și mi-am făcut datoria împreună cu colegul. Ați gândit să luați banii? Nu, n-am făcut niciodată și nici nu voi face. Ambii agenți au fost felicitați pentru refuzul de a accepta mita de conducerea inspectoratului și au primit diplome în prezența colegilor, a directorului Direcției Rutiere și a reprezentanților Direcției Generale Anticorupție. Pentru profesionalismul, devotamentul și integritatea de care au dat dovadă în acțiunea de denunțare a unei persoane care a încercat să le ofere drept mită suma de 100 de euro la data de 9.06.2011, pentru a nu fi luate măsuri de sancționare contravențională împotriva sa, adresez felicitări domnilor agenți, șef adjunct Fischer Liviu Ionuț și agent principal de poliție Cotarcea Emanuel Dumitru. Ambii sunt din cadrul biroului Poliției Rutiere, din cadrul Poliției Municipiului Orșova. Agentul principal Emanuel Cotarcea lucrează de 6 ani în poliție, în timp ce agentul șef adjunct Ionuț Fischer și-a început cariera de polițist în urmă cu 9 ani.